cu Steaua să-și aleagă tactica potrivită pentru el. Cred că e mai corect ca fiecare să-și vadă de treaba lui, a spus Adrian Falup și începe această partidă din Ștefan cel Mare, Dinamo Concordia. Total s-au întâlnit de 9 ori aceste două formații pe prima scenă a fotbalului românesc. Chiajna a câștigat o dată, s-a întâmplat chiar aici în Ștefan cel Mare și ce victorie a fost. Un 3-0 în martie 2000. Bucurică primește în tușă Purece, rezistă unui atac din partea lui Rotariu, Pena ciupește acea minge, o împinge mai mult spre poartă, dar reține Cerni Auscas. O va face cu piciorul stâng spre interior, un marcaj om la om, vine centrarea, 6 metri, periculos, se cere penalti și este 11 metri pentru Dinamo. A fost o împingere, din ce mi-am dat seama, asupra lui Mevlia. Și cartonaș galben pentru Mamele, minutul 12, bună centrarea, are prin planul fundașului Dinamo. Da, nu mai controla mingea. Era bine plasat Tudor. Altfel, dacă ar fi controlat mingea, ar fi fost fază iminentă de gol și trebuia cartonaș roșu. Decizie bună și cu galbenul luată de Alexandru Tudor, pentru că intervenise Matache, nu mai avea mingea sub control Mevlia. Bate Rotariu, are 4 goluri în acest sezon. Jucătorul de 20 de ani, nu și-a un elan foarte mare, Dorin Rotariu. Așează jucătorii deocamdată, Alexandru Tudor, marginea careului. Acum se aude fluierul, se oprește Rotariu, trage gol! Gol Dinamo, 1-0 din minutul 13 pentru formația lui Mircea Rednic. Înscrie Dorin Rotariu pentru a 5-a oară în acest campionat. A bătut cu fentă, s-a oprit la timp din drumul spre minge. Matache deja apucase să se culce, derutat de fenta lui Dorin Rotariu. Mult sânge rece, e un marcator, are golul în sânge Rotariu. Nu excelează el în ceea ce face în rest pe teren. Vedem aici faultul, Mamele imprudent și cât de bine a dat Rotariu, ce bine întoarce mingea cu interiorul. Plasă laterală. Da, oricum Matache ieșise mult în fața liniei porții, putea să repede chiar lovitura de la 11 metri, dar nu prea se întâmplă asta. Prea multe probleme. Hanca, preluare excelentă, continuă Hanca, șutul lui Hanca! Pe lângă poartă, mingea atinsă. Nu cred că de Matache, ci a fost un șut deviat. Frumoasă acțiunea lui Hanca aici. Evoluează cu mult curaj, se simte și entuziasmul din jocul său. Spuneam, murcă în permanență Hanca, a dat acea centrare bună. Debutul partidei, aici o fază excelentă. Un debut reușit. Lovitură de colț, bătută de Lazar pe colțul lung, din nou Mevlia cu capul, scoate Matache. Din nou se ceartă între ei, Foveni. Da, au scăpat marcajul. Feusi parcă este ținta reproșurilor. Să vedem aici. Da, șutul a fost deviat de Tincu. Ce gol era acesta? Da. Încă o lovitură de colț. Palici cu stângul din această zonă. Centrarea lui Palici respinge pena. Palici cu capul. Rotariu singur în careu. Rotariu în fața porții. Bară! Ocazie uriașă a lui Dinamo de a-și dubla avantajul. Cât timp a avut Rotariu? Mă așteptam să tragă, sincer. E un fotbalist care încearcă astfel de execuții din acea zonă. Mi-aduc aminte de un gol dat, da, din unghi de tot. Un șut sub bară. Mă așteptam să tragă, dar nu a fost rea ideea, nici ideea de a-i trimite lui Esombe, care intră acum în posesie. Esombe se întoarce, Esombe! Dar Mamele îl dublează pe Tincu. Va fi lovitura de colț pentru Dinamo. Momente foarte, foarte bune de joc. Să vedem poziția lui Rotariu. Da, nici vorbă de offside. Mamele s-a retras târziu. Și nici aici. Devierea lui Esombe. Da, mi-am amintit de un gol cu Steaua dat pe Arena Națională de Rotariu. Oricum,
Fundaș Nedelcearu, Purece, nu prea are cum să-i centreze deocamdată, avansează, mingea pe dreptul, trage, bară! Ce șut bun al lui Purece, cu piciorul drept, salvat de stâlpul porții, Cernia Uscas. Reacție târzie a portarului lui Dinamo, dacă era pe poartă, nu știu dacă o scotea. Da, un șut foarte, foarte bun, neașteptat de bun. E, obicei lovește mingea cu stângul. Da, i-a sărit puțin, s-a văzut pe reloare și a intrat piciorul sub minge la... Palici! Palici, Esombe! Atenție la această fază, Esombe, Esombe, atache! Și e gol! E gol pentru Dinamo! Esombe face 2-0 în prelungirile primei reprize. Foarte bine a jucat Esombe în această primă parte a meciului. S-a luptat, spuneam, a câștigat majoritatea duelurilor. Primește acum o minge în adâncime și îl execută pe Matache, deși fostul portar al lui Dinamo a reușit să atingă balonul. Da, tocmai când spuneam că echipa oaspete a început să joace ceva. Da, Mamele a stat acolo la Alibi. El era jucătorul cu fața și ar fi trebuit să stea aproape de Esombe. Stat însă departe și nu prea ratează Esombe din astfel de situații. Excelentă, o nouă pasă decisivă a lui Palici. Are și noroc. Are și noroc, vrea să-și facă preluarea în cealaltă parte. A ieșit bine până la urmă. Asta înseamnă să fii atacant, să ai și puțină șansă. 5 goluri pentru el, le egalează pe Rotariu. Iar Mircea Rednic, antrenor fericit, că are de unde alege. Și inspirat de multe ori la schimbări, la transferuri. Se reduc, centrare interesantă, oprește mingea Purece la colțul scurt. Balonul este respins de Cernia Uscas. Mă gândeam în prima fază că va șuta de acolo, Tiberiu se reduc. L-a văzut însă pe Purece, care a apărut din linia a doua, iată, pe o zonă destul de liberă, cam în față. Îi se duce această pasă pentru Palici. Jocul lăsat să continue. Trimite în adâncime Hanca, Palici, Esombe, preia, trage Esombe! Extraordinar! Extraordinar golul lui Marcel Esombe, este 3-0. E bine, dacă în tur Noere a dat un super gol, acum vine rândul lui Esombe să impresioneze cu o execuție teribilă. Preluare de lângă Mamele și un șut violent. Da, și dacă Noere a dat două goluri în tur, dă și Esombe două goluri, tot două goluri cu Concordia Chiajna. Un gol senzațional, într-adevăr. Marcel Esombe, un meci foarte, foarte bun. E un atacant de mare calitate. Preluare cu stângul, șut cu dreptul. Da, și cu om în spate. Cu om în spate, iată, incomodat de Mamele. Pasa lui Palici. Da. Din nou Palici cu pasa decisivă. Fantastic. Asta înseamnă să ai străini de calitate, jucători care fac diferența. Astfel de jucători trebuie aduși în Liga 1, nu să fie la număr. Și cu numele și atât, cu CV-ul. Da. Este Nedelcearu. E cam gata. Frumoasă la handbal. Îl vedem aici pe Palici. Plecat Marc, Rotariu pentru Nioere, preluare bună, gol! 4-0. Marchează și Nioere. Bizonul își face datoria, l-a dat la o parte, l-a pulverizat pe Tincu, cred. Cam ceea ce a făcut și Esombe, cât a fost pe teren. O relație specială cu galeria. 4-0. Și oare se clatină scaunul lui Adi Falov? E o întrebare. Așteptăm la microfonul DigiSport. Da, poți să dai pe bucurică. Totuși. Merge. La 3-0 merge, părerea mea, pentru frumusețea fazei. Îl împinge, clar, de aici vom vedea, iată. Ok. Da. E fault, oricum am primit faza. Mai bine că a lăsat jocul să continue, părerea mea, Alexandru Tudor. Pentru că e un tip simpatic. Noi. Greșită, neatent Anton, care faultează. Putea vedea chiar și un galben aici, dar, mă rog, suntem pe final. O pasă acum pentru Garcia. Oprește bine mingea. Garcia încearcă să tragă de la distanță și se termină partida. 4-0, se impune Dinamo.
în acest meci împotriva Concordiei Chiajna, o partidă excelentă făcută de băieții lui Mircea Rednic spre deliciul galeriei, care sărbătorește, așteaptă Vali Moraru la Digi Sport Special. Am fost pentru dumneavoastră Andrei Tivilichi și Ionuț Angheluță. La revedere!